Superliga Universitatea din Craiova, FAST, duminică, ora 20:15, Digi Sport 1. Superliga FCSB, Craiova 1948, duminică, ora 22:30, Digi Sport 1. Dunajska Streda a trecut la Vikinguri, din insulele Faroe, cu 4-0 în general în a doua rundă de preliminarii ai Ligii Conferinței. Viitorul adversar al FCSB este Poreclit Sepsi în Slovacia, datorită investițiilor pe care guvernul maghiar le a făcut acolo, similar cu grupul Covisnian. Dunajska Streda are un buget mai mic decât echipele noastre, în Slovacia există salarii mai mici. 100%, dacă ne uităm la transferați, dar au câțiva jucători foarte interesanți și este o forță, de ani de zile este 2-3 în Slovacia, a spus Laszlo Diosec în Liga di Gospitală. Video Laszlo Gogi despre Dunajska Streda, următorul adversar FCSB din Liga Conferinței. Cine este Dunajska Streda, adversarul FCSB în runda preliminară a Ligii Conferinței? Pregătirea pregătită de slovac Adrian Gula a avut o călătorie excelentă până acum în faza preliminară a competiției. În prima rundă, Dunajska Streda a mers la Cliftonville cu 5-1 în general, apoi a învins-o pe Vikinguri, de asemenea, cu o diferență de 4 goluri. Potrivit site-ului specializat Transfermarkt, lotul lui Dunajska Streda se ridică la 11,73 milioane de euro. Comparativ, lotul FCSB apare la 33,6 milioane de euro. Dunajska Streda a terminat campionatul slovac pe locul 4 în sezonul precedent, la 28 de puncte în spatele liderului Bratislava Slovano. Etichete Laszlo Gogi, adversarul FCSB, Dunajska Streda, FCSB, Dunajska Strada. Uită-te la știri Digi Sport, roșii pe Google News.